Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, bursa a înregistrat un număr de peste 340 de locuri vacante la nivelul județului, anunțându-și prezența cel puțin 66 de angajatori. Alături de oferte de locuri vacante pe plan local, persoanele interesate vor putea consulta și solicita consiliere pentru a ocupa locuri vacante în străinătate, mediate prin rețeaua EURES a serviciilor publice din Europa. Sunt disponibile un număr de 1411 locuri vacante în statele membre ale Uniunii Europene, dintre care cele mai multe pe piața spaniolă a muncii. Sectoarele de activitate care au oferit cele mai multe locuri vacante sunt serviciile, comerțul și IT, iar printre domeniile nou apărute în acest cadru de mediere se află cel al construcției de site-uri și publicitate. Meseriile cele mai solicitate la nivelul județului sunt cele specifice comerțului și serviciilor: lucrător comercial, broker, ospătar, recepționer, barman, casier, vânzător, lăcătuș mecanic. Printre cele mai căutate specializări cu studii superioare sunt cele în domeniul IT, inginerii și economiștii.